Pace! Bine ziua la chinare și în această zi specială, zi de amintire a patimilor Domnului Iisus. Haideți să începem cu cântarea 282. Cântarea 282. Despre Iisus voiesc ca să cânt despre mila iubirea sa. Haideți să ne ridicăm. Despre Iisus voiesc ca să cânt, despre mila iubirea sa, despre patima cea-i amară, prin sângele lui mă spalăm. Cântați numai despre Iisus, despre mila iubirea sa, despre patima cea-i amară, prin sângele lui ne spalăm, despre ranele lui voi cânta. Și 832, tot în sol major. Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat.
Să ne închinăm, Domnule. Doamne, venim în fața Ta și ne închinăm în fața Ta. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus. Îți mulțumim pentru hotărârea Lui și acceptarea Lui de a muri pe cruce. Îți mulțumim pentru harul care avem prin această moarte. Doamne, vrem să-ți mulțumim prin cântare. Vrem să-ți mulțumim prin slujire. Ajută-ne să le facem din toată inima. Te rog, binecuvintează fiecare suflet care este aici. Ajută-ne să participăm la masa Ta. Fă să fie o cercetare a fiecărui suflet. Fă să fie o rededicare pentru fiecare. Îți mulțumim pentru toate acestea, în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să deschideți cu mine Sfintele Scripturi la Evanghelia după Ioan, la capitolul 13. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai Săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergalul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele, și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți ce v-am făcut eu, voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Vă rog să vă așezați. Suntem înainte de praznicul Paștelor. Ce har ne-a dat din nou Domnul ca și anul acesta să sărbătorim aceia dintre noi care vor ajunge Paștele, să sărbătorim Paștele, învierea Domnului Iisus, răscumpărarea noastră prin jertfa Lui. În seara aceasta, slavă Domnului că suntem aici și ne putem aduce din nou aminte de Domnul Iisus și de faptul că Domnul Iisus, pentru că ne-a iubit pe noi, care suntem ai Lui, ne-a iubit până la capăt. Și ne bucurăm de mântuirea desăvârșită, dusă până la capăt, pe care Domnul Iisus a înfăptuit-o pentru noi și ne-a dat un dar. Seara aceasta dorim să aducem laudele noastre Domnului, să ne aducem aminte de El, să ne reculegem înaintea Lui, să aducem din toată inima închinarea noastră, să aducem inimile noastre ca semn de închinare. Haideți să lăsăm să ne cerceteze Duhul lui Dumnezeu prezent în mijlocul nostru, pentru ca în felul acesta să ne putem apropia de Domnul într-un chip plăcut Lui și folositor nouă. Corul bărbătesc va slăvi pe Domnul cu o cântare.
Am să continui să citesc câteva versete din capitolul 13 din Evanghelia după Ioan. Voi continua de la versetul 18. Apoi corul va slăvi din nou pe Domnul. Nu vorbesc despre voi toți. Cunosc pe aceia pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în Duhul Lui, a mărturisit și a zis: adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și i-a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: acela căruia îi voi întinge bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis: ce ai să faci? Fă repede. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-au înțeles pentru ce zisese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună: cumpără ce ne trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. Haideți să ascultăm din nou corul lăudând pe Domnul cu o cântare.
După ce voi citi de la versetul 31 până la sfârșitul capitolului 13, corul va slăvi din nou pe Domnul. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis, acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta? Și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns, tu nu poți veni acum după mine, unde mă duc eu. Dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine. Adevărat, adevărat îți spun, că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori. Corul slăvește din nou pe Domnul. O mie o sută patruzeci și șase, dacă puteți să cântăm pe voci, n-ar fi rău. Viața e plină de întristări, grijuri, vin zi de zi. Iisus, ia toată povara ta, El poate mântui. Pa. Viața e plină de întristări, grijuri, vin zi de zi. Jesus.
Să vă așezați. Așa, după cum am anticipat, am anunțat, fratele Daniel s-a întors din România și la întoarcerea lui s-a convins că și salutări și vești bune din România. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră și să stăm împreună la un serviciu de închinare special cum este cel de astăzi. Vă salut pe toți în numele minunat al Mântuitorului nostru și vreau să primiți saluturi din partea celor cu care, din partea tuturor celor pe care îi cunoașteți în bisericile pe care le-am vizitat în Iași, Dorohoi, Botoșani și alte locuri din acea zonă. Sunt prea multe texte primite ca saluturi ca să vi le citesc, dar vreau să vă spun că frații și surorile noștri de acolo ne iubesc, se roagă pentru noi, urmăresc serviciile noastre și doresc să mențină legăturile cu noi. Ce m-a impresionat acolo este că există așa de mult de lucru. Se poate lucra în atâtea feluri, atâtea slujiri și am zis, credincioșii de acolo, unii sunt harnici și sunt înțelepți și câștigă suflete și alții sunt nepăsători și nevegători, așa cum sunt și aici la noi. Unii sunt harnici, alții delăsători. Am predicat în biserici în care se vede că frații și surorile se roagă, stau înaintea Domnului, oamenii s-au pocăit și am predicat și în alte biserici în care oamenii sunt reci, sunt nemișcați, nu duc pe nimeni la biserică, nu pregătesc sericile evanghelizare, anunță că evanghelizarea s-o zidere sufletească și vin așa câțiva reci și formali. Și Domnul să aibă milă de noi. E vremea când Domnul Iisus spune mai puțină vreme cât e zi și se poate lucra. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să fim plini de râvnă pentru El. Amin. Perioada aceasta, mai mulți frați și surori au fost plecați din mijlocul nostru, dacă dintre cei plecați care au fost la biserici au să ne ducă salutări, ne bucurăm să primim aceste salutări. E sărbătoare mare, e Joia Mare, mine va fi Vinerea Mare, când sărbătorim, ne aducem aminte și sărbătorim moartea Domnului Iisus. Vom avea din nou serviciu, tot de la ora 7 și mâine seară. În serviciul de mâine seară vor sluji copiii, corul copiilor. Trebuie să fie aici la ora 5 și jumătate, dacă nu mă înșel. 5.45? 5.45, da. Să vă străduiți, frați și surori, părinți, să aduceți ca să poată să facă repetiție și să slujească Domnul mâine seară. Sâmbătă dimineața sunt activități aici pentru copii, copiii mici, și fetițele în mod special sunt invitate, băieței și ei, dacă doresc să vină, mai să-și aducă fiecare culorile lui de colorat ouă. Apoi, duminică dimineața, de la ora 8, va fi micul dejun, la care suntem toți invitați, apoi serviciul divin de la ora 9, serviciile de la ora 9 și după masă de la ora 6. Dacă nu sunt alte anunțuri, la momentul acesta aș vrea să ne închinăm Domnului cu darurile noastre, din ce cântăm din nou o cântare. Da, 254, al Tău sunt, Doamne, cuvântul îmi zice. Al Tău sunt, Doamne, cuvântul îmi zice. Să vii tot mai aproape.
Să ne apropiem din nou de Cuvântul Sfânt. Vom citi în continuare de la Evanghelia după Ioan din capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Amin. Vă rog să vă așezați. Sunt oameni cărora le plac senzațiile tari și de la vârstele cele mai mici până la oameni în toată firea, sunt unii care au plăcere de un fel de amuzament. L-am văzut și în România odată, când eram tânăr, s-a instalat acolo în apropiere de una dintre construcțiile universității, s-a instalat, n-am știut cum se numește atunci, la vremea aceea. Nici nu există cuvânt românesc. E numit cu un cuvânt, cu o expresie franceză, montagne russe. În America, roller coaster. Sunt oameni care se amuză să meargă pe roller coaster și sunt unele care îți iau răsuflarea. De la înălțimea de câteva sute de picioare, de metri chiar, e o cădere abruptă, direct, așa verticală și apoi răsucită și așa mai departe. Și oamenii care merg pe felul acela de pe roller coaster găsesc plăcere în lucrul acesta. Să fie când sus, când jos. Și asta le produce o anumită senzație fizică care îi amuză, care le place. Din punct de vedere emoțional, însă, noi căutăm stabilitate. Și acolo unde am vrea să găsim stabilitate, de multe ori nu este. Nu o găsim. În perioada dinaintea Paștelor, chiar înainte ca să vină Paștele, ucenicii au fost pe un fel de roller coaster. Când sus, când foarte sus, când foarte, foarte jos. Ei sunt aceia care le-au urmat pe Domnul Iisus când Domnul Iisus a început să vestească împărăția lui Dumnezeu. Așa și-a început Domnul Iisus propovăduirea. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și au crezut cuvintele Domnului Iisus și au crezut că împărăția cerurilor este aproape să vină, este aproape să fie instaurată. Și au crezut că în scurtă vreme va fi instaurată. Chiar înainte de Paștele acesta, chiar în drum spre Ierusalim, au avut discuții cine, ce poziție o să ocupe în nou instaurată împărăția lui Dumnezeu. Mai că ceva le-a stricat, erau pe culme, când se gândeau că acum vine împărăția lui Dumnezeu și eu să fie proeminenți în această împărăție. Numai că ceva le-a stricat
înălțimea asta și Domnul Iisus a început să le spună, mergem la Ierusalim și acum așteptau să zică și, acum au, și acolo am să preiau conducerea politică și militară și Domnul Iisus n-a zis așa și acolo, Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și el vor da pe mâna romanilor și va fi omorât. Și erau, Evanghelia ne spune că erau îngroziți de cuvintele acestea. Erau dintr-o dată într-o depresiune. Și l-au urmat așa îngroziți către Ierusalim. Dar chiar de intrarea în Ierusalim, știți ce s-a întâmplat? Imediat speranțele lor s-au ridicat din nou și emoțiile lor au fost de o altă natură și au fost plini de entuziasm pentru că Domnul Iisus a intrat în triumf în Ierusalim. Și chiar au crezut că acum intrăm în Ierusalim și punem mâna pe putere. Și iar au fost lăsați jos cu emoția pentru că nu s-a întâmplat așa. Dar măcar, cel puțin, măcar, lucrurile au intrat oarecum pe un făgaș cunoscut de ei. A intrat în triumf, dar n-a preluat puterea, dar lucrurile au început să se desfășoare ca și anul trecut. Suntem aici, suntem la sărbătoare, lucrurile merg cum au mers întotdeauna. Nu erau. Și-au pregătit Paștele și chiar înainte de Paște, chiar înainte să stea la masă, Domnul Iisus zice, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi, pentru că vă spun că nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în Împărăția lui Dumnezeu. Acum, ce credeți că au înțeles ucenicii? Iar așa a fost un moment de tensiune, nu-i așa? Doamne, nu cumva la anul, dacă ăsta e ultimul Paște pe care îl mâncăm așa până când se împlinește în Împărăția lui Dumnezeu, asta înseamnă că la anul, pe vremea asta, mâncăm Paștele în Împărăție. Eu așa aș fi crezut. Neștiind Evanghelia, la momentul acela, cred că au vrut să creadă așa. Și apoi, din nou lucrurile au început să meargă rău, că n-a fost cine să le spele picioarele și așa moment penibil a fost când nimeni nu s-a găsit în afară de Domnul Iisus. Și s-au așezat și au mâncat cumva și în timpul mesei au zis ce le spune Domnul Iisus, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Chiar în timpul mesei de Paște. Și ucenicii s-au întristat foarte tare. Și unul după altul au zis, Doamne, nu cumva sunt eu. A trecut și momentul acela și Domnul Iisus începe să le spună că pleacă din mijlocul lor și unde merge El, ei nu-L pot urma și seara a început bine și mergea din ce în ce mai rău. Și în timp ce ei erau pe partea aceasta de coborâș cu starea lor sufletească, Domnul Iisus le spune să nu vi se tulbure inima. Și Domnul Iisus le spune în contextul acela în care ei erau deja tulburați, în care erau deja întristați, în care erau deja la pământ cu moralul și cu sufletul, și mai ales le spune, având în vedere ce avea să se întâmple în câteva ore. În câteva ore, Domnul Iisus avea să fie prins, avea să fie judecat, apoi avea să fie executat, omorât, pus în mormânt. Și ce a fost până acum, dacă ei au crezut că până acum lucrurile au mers rău, de acum înainte aveau să meargă cum nici nu și-au putut ei închipui că poate să meargă de rău. Și pun răul acesta între ghilimele, frați și surori, pentru că din punctul lor de vedere, lucrurile începuseră să meargă rău și în timp ce trăiau lucrurile acelea, lor li se părea că merg din ce în ce mai rău, că sunt inimaginabil de rele lucrurile acelea. Și haideți să recunoaștem că în sine lucrurile acelea erau rele. Nimeni însă n-a avut înțelepciunea să accepte punctul de vedere al lui Dumnezeu
Și anume că toate acele lucruri rele erau controlate de Dumnezeu, plănuite dinainte de Dumnezeu și direcționate spre un sfârșit cum nici nu se poate imagina de bun. Și în mijlocul acestor lucruri tulburătoare, Domnul Iisus le dă porunca aceasta să nu vi se tulbure inima. Să nu vi se tulbure inima. Stăm în seara aceasta aici, adunați la biserică, am vrea să stăm liniștiți. Doamne, dă-ne pace în inimă. Dar sunt așa de multe lucruri tulburătoare în mijlocul nostru, în jurul nostru, nu-i așa? Așa de multe lucruri tulburătoare în jurul nostru. De 4 ani? De câți ani ține recesia asta economică? De 4 ani? Și care este prognoza? O să meargă și mai rău, așa e? O să meargă și mai rău. Știți cât e inflația? Inflația reală, după indicatorii reali, spun că ar fi o inflație de 13%. 13%. Știți ce se întâmplă în Europa? O, da, economia Greciei a fost salvată. Știți cine la rând acum? Spania. A patra economie din Europa, Spania. Și ce a fost în Grecia, e floare la ureche. Nu se știe. Se anticipează numai lucruri rele și în Europa, nu-i așa? Haideți să privim la alte lucruri care sunt tulburătoare. E o stricare a moravurilor pe care nu ne-am închipuit-o cu 20 de ani în urmă. Când am venit aici în America, nu ne-am putut închipui că se poate strica așa de mult, în așa de scurt timp. Eu nu mi-am putut imagina, nu mi-am putut închipui că lumea se va strica, că va ajunge păcatul așa de comun, că păcatul va ajunge norma. Norma de conduită în țara asta. Când am crescut în România, am crescut spunându-mi că sunt prost și înapoiat și îngust și retrograd. Pentru că mai în secolul 20 mai pot să cred în Dumnezeu. Și am venit într-o țară liberă și știți? Ce se întâmplă aici, în țara aceasta liberă? Tot retrograzi, același lucru, tot proști și limitați și retrograzi sunt copiii noștri care merg la școală și îndrăznesc să se identifice drept creștini. Și atunci ne gândim, unde merge lumea aceasta? În ce fel de lume trăim? În ce fel de lume vor trăi copiii noștri? Nu vreau să insist mai mult. Sunt atâtea altele. Rasa caucaziană moare. Știți? Rasa caucaziană moare. Se stinge Europa. Ce se întâmplă cu lumea? Cu lumea în care trăim noi? Și răspunsul este, din punct de vedere obiectiv, merge din rău în mai rău. Pentru noi, ca și pentru ei, Domnul Iisus are un cuvânt. Același cuvânt. Să știți că nu s-a schimbat Evanghelia. Evanghelia nu s-a schimbat și cuvântul acesta, pentru ei și pentru noi, este să nu vi se tulbure inima. Da, suntem priviți, din nou creștinii sunt priviți cu ostilitate. Într-o țară în care până acum n-a fost ostilitate împotriva creștinilor, în ultimul bastion al creștinismului în lume, suntem priviți cu ostilitate. Și știți ce ne spune Domnul? Să nu vi se tulbure inima.
aveți liniște. Acum, era cât pe ce să zic, Doamne, ție îți vine ușor să vorbești. De unde pace? De unde pace și liniște? Domnul Iisus ne spune și de unde vine pacea și liniștea. Și acum le-a spus lor, atunci ne spune și nouă. Sunt două izvoare de pace pe care Domnul Iisus le menționează. Aveți credință și cunoaștere. Din credința în Domnul Iisus și cunoașterea Domnului Iisus izvorăște pacea, liniștea aceea în mijlocul furtunii care se desfășoară, care este în creștere, care va atinge un apogeu, un paroxism. Domnul Iisus spune, prin credința în mine și prin cunoașterea mea puteți să aveți pace în mijlocul furtunii acesteia. Haideți să privim atât la una cât și la cealaltă. Haideți să privim la credință. Domnul Iisus le dă porunca aceasta. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și imediat după porunca aceasta vine o promisiune. Porunca este însoțită de o promisiune. Și privind la felul în care Domnul Iisus dă porunca, vedem că credința este îndoită sau dublată în Dumnezeu și în mine. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că relația noastră cu Domnul Iisus, relația oamenilor cu Domnul Iisus, trebuie să fie de aceeași natură și de aceeași calitate cu relația oamenilor cu Tatăl. Că Domnul Iisus nu face un contrast între Tatăl și Fiul și zice, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință și în mine. Ci dimpotrivă zice, așa cum aveți credință în Dumnezeu, așa să aveți credință în mine, în cuvântul meu și în persoana mea. Și în seara aceasta, frați și surori, degeaba căutăm și degeaba vrem să ne gândim că poate o să meargă bine. După cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne împăcăm cu gândul că va merge rău. Și că atitudinea, singura atitudine care va face față răului care crește este aceasta, că trebuie să avem credință în Domnul Iisus, că trebuie să ne încredem în El, că trebuie să ne încredem în Tatăl atot puternic și atot înțelept și care a plănuit toate aceste lucruri și în Domnul Iisus care ne-a dat cuvântul Lui. E singura noastră sursă de pace în Domnul Iisus. Cum putem face față furtunii? Încrezându-ne în Domnul Iisus. De îndată ce Domnul Iisus ne spune, aveți credință în mine, încredeți-vă în mine, eu vă trec prin furtuna aceasta. Face o promisiune și promisiunea este legată în context. Știți, noi citim capitolul 13, zicem amin. De la anul viitor, de Joia Mare, citim capitolul 14. Și de foarte multe ori, nu luăm, sau a doua zi citim capitolul 14, de multe ori nu luăm în considerare cuvintele Domnului Iisus în contextul lor. Domnul Iisus spune așa, Petru zice așa, Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Doamne, i-a zis Simon, unde te duci? Și Domnul Iisus spune, începând cu versetul 2, face promisiunea aceasta, în casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri. Acolo mă duc. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Și Domnul Iisus răspunde, mă duc să vă pregătesc un loc. Când vedeți cum se strică lumea și cum merge din rău în rău, vă întrebați, Doamne Iisuse, unde ești? Vă vine să vă puneți întrebarea aceasta? Pentru că Domnul Iisus are răspuns la întrebarea aceasta și zice, eu
vă pregătesc un loc. Acolo este Domnul Iisus. Cu asta se ocupă Domnul Iisus chiar acum. El pregătește pentru noi un loc. Slavă Lui! Pentru ca acolo unde este El, să fim și noi. Promisiunea conține și faptul că Domnul Iisus se întoarce. Conține și promisiunea aceasta, că Domnul Iisus se întoarce. Și nu doar în locul acesta ne spune Domnul Iisus, ci tot Noul Testament este plin de învățătura aceasta că este un sfârșit și că la sfârșitul tuturor lucrurilor Domnul Iisus se întoarce și va instaura o nouă eră, împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Că Domnul Iisus n-a plecat pentru totdeauna, ci doar temporar și se întoarce. Și lucrul acesta poate să pună credința unora la încercare. Pentru că, zice Duhul Sfânt prin Apostolul Petru, să știți că în vremurile din urmă, înainte de toate să știți că în vremurile din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor zice, unde este promisiunea venirii Lui? Că nu se schimbă nimic, oameni buni, pământul se rotește și sezoanele se urmează unul după celălalt și așa cum au fost lucrurile care au fost, continuă să fie. Unde este promisiunea venirii Lui? Și Duhul zice prin Petru, Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui. Domnul ne-a făcut o promisiune. Mă duc, vă pregătesc un loc și mă întorc. Vi se pare că întârzie? Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui. Și dacă trăim cu credința aceasta în Domnul Iisus și în promisiunea pe care ne-a făcut-o, și anume că la timpul acesta, când lucrurile devin din ce în ce mai neconfortabile pentru noi, când lucrurile merg din ce în ce mai rău pe pământ, într-un alt loc se pregătește pentru noi lăcaș, unde să fim împreună cu Domnul Iisus. Haideți să zicem și noi, cum zic americanii, it's okay. It's okay. Sunt multe lucruri pe care am putea să, la care am putea să mai rămânem, însă haideți să privim acum și la cunoaștere, pentru că Domnul Iisus leagă credința de cunoaștere și prilejul este dat de versetul 4, de încheiere a promisiunii, spune așa, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Și Domnul Iisus leagă promisiunea aceasta, pe care trebuie să o acceptăm prin credință, credința în El și în promisiunea Lui de cunoașterea Lui. Și Toma protestează, Doamne, acum te-am întrebat, acum ne-ai spus că nu putem să mergem acolo și Petru ți-a pus o întrebare și ne-ai spus că mergi la Tatăl, dar unde-i aia? Nu știm unde, unde este. Nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea între acolo? Și sigur, din perspectiva noastră de creștini de secolul 21, oh, că n-am înțeles. Mă îndoiesc că noi am fi înțeles și mă îndoiesc că vreunul din apostolii prezenți acolo a înțeles ce spune Domnul Iisus. Toți au avut același sentiment și aceeași experiență. Doamne, nu știm unde te duci. Nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Și Domnul Iisus oferă cunoaștere. Domnul Iisus ne poruncește să avem credință, dar Domnul Iisus ne oferă și cunoaștere pe baza căreia să ne putem baza credința. Credința noastră nu este una absurdă și oarbă care se bazează pe, care este totalmente misterioasă. Nu.
Credința noastră se bazează pe evidență, pe o cunoaștere adecvată a realității. Și Domnul Iisus oferă cunoștința adevărului, cunoașterea adecvată a realității. Și atunci când Toma zice, nu știm, Domnul Iisus zice, îmi pare bine că ai zis, Toma, îmi pare bine că ai recunoscut că nu știi, atunci îți spun eu dacă nu știi. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt. Și Domnul Iisus nu se mai întoarce să spună unde se duce. Doamne, nu știm unde te duci. Pentru că tocmai le spusese, nu e așa, că se duce la Tatăl. Și atunci spune, calea, adevărul și viața sunt eu. Haideți să privim la această afirmație a Domnului Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și dacă ne uităm la afirmația eu sunt calea, ce vrea să spună Domnul? Ce este calea? Dacă v-aș pune întrebarea aceasta, am obiceiul acesta să cer definiții. Mă tem că am avea un pic de dificultate încercând să definim termenii aceștia despre care vorbește Domnul Iisus. Calea este legătura între două puncte sau între două persoane care dă acces de la unul la celălalt. Asta e cale. Legătură care dă acces dintr-un punct în celălalt sau de la o persoană la cealaltă, sau mai poate să însemne modalitatea sau mijlocul de a atinge un scop. Ce spune Domnul Iisus, eu sunt calea, reia la sfârșitul propoziției acesteia și zice, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt calea înseamnă că nimeni nu are acces la Dumnezeu decât prin Domnul Iisus. Acum, haideți să mergem un pas mai departe și să înțelegem ce înseamnă că nimeni nu are acces la Tatăl decât prin Domnul Iisus. Înseamnă că nimeni nu poate fi mântuit decât prin Domnul Iisus. Nu există o pluralitate de căi. Sunt oameni care cred că există multe căi la Dumnezeu, multe căi. Nu există decât o cale la Dumnezeu. Și aceasta este Domnul Iisus. Am auzit un zvon despre Rick Warren, că ar fi făcut o declarație cu privire la islam, că și islamul este o religie acceptabilă pentru că și ei se închină la același Dumnezeu. Astăzi am citit o dezmințire a acestui zvon. Omul spune că niciodată n-a făcut o astfel de afirmație. M-am bucurat că Rick Warren n-a făcut o astfel de afirmație, dar sunt oameni care cred că pe orice cale mergi, că toate drumurile merg la Roma și că toate religiile duc la Dumnezeu. Și oamenii aceștia sunt așa de înșelați pentru că există o singură cale la Dumnezeu, o singură cale de mântuire. În nimeni altul nu este mântuire pentru că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. E foarte politically incorrect și suntem foarte exclusivi și criticați pentru lucrul acesta, dar Domnul Iisus face El însuși afirmația aceasta, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În al doilea rând, eu sunt calea înseamnă că nimeni nu îl poate cunoaște pe Dumnezeu decât prin Domnul Iisus. Și n-am să merg la toate versetele care susțin lucrul acesta, doar am să vă aduc aminte că în Ioan, capitolul 1, versetul 18, ni se spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Nu există o altă revelație a lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să cunoască pe Dumnezeu decât prin Domnul Iisus. Și mai departe, în capitolul 14, de la versetul 7 în continuare, Domnul Iisus vorbește un pic mai pe larg despre lucrul acesta. Cine l-a văzut pe Domnul Iisus, l-a văzut pe Tatăl. Singurul fel în care îl putem cunoaște adecvat pe Tatăl este prin Domnul Iisus. Apoi, Domnul Iisus spune despre sine, eu sunt adevărul. Ce înseamnă
Ce înseamnă adevărul? Ce este adevărul, a zis Pilat? Ce este adevărul? M-am uitat în dicționar și una dintre definițiile adevărului este aceasta: oglindirea fidelă a realității în gândire sau în vorbire. Oglindirea fidelă a realității în gândire sau în vorbire. Și ce ni se spune despre Domnul Iisus în Evrei, capitolul 1, versetul 3? Ce este Domnul Iisus? Oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Domnul Iisus este adevărul despre Dumnezeu. Este oglindirea sau reprezentarea fidelă și adecvată a lui Dumnezeu. El personal este adevărul. Apoi, El proclamă adevărul. În Ioan, capitolul 17, în versetul 14, ni se spune: Eu le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Domnul Iisus spune: Eu proclam cuvântul tău. Și acest cuvânt este adevărul. Domnul Iisus este adevărul și Domnul Iisus proclamă adevărul. Putem cunoaște adevărul, putem cunoaște în mod personal. Suntem înconjurați de minciună. Minciuna stă cu răgele la masă, nu-i așa? Minciuna domnește în lume. Mă îngrozesc când mă gândesc că avem copii care sunt bombardați cu minciuni, cu tot felul de minciuni. Adevărul este unul singur. Minciuna însă ia o mie de forme. De la întrebarea lui Pilat: ce este adevărul? Cine poate să știe? Adevărul nu ce vorbești despre adevăr? Nu există așa ceva. Fiecare are adevărul lui. Am trecut de la agnostici aceia clasici care ziceau adevărul nu se poate cunoaște, la, cum se numesc, la relativiștii zilor noastre care spun: ce vorbești despre adevăr? Bă, tu ai adevărul tău, eu am adevărul meu, el are adevărul lui, fiecare cu adevărul lui. Atâtea așa numite adevăruri, nu-i așa? Suntem bombardați cu ele și la un moment dat, cine nu este ancorat puternic, cine nu este ancorat puternic în cuvântul lui Dumnezeu, ajunge foarte departe în minciune. Așa de ușor ne putem lăsa furați, așa de ușor ne putem lăsa duși de minciună. Liniștea însă vine din adevăr. Minciunea nu ne duce decât la dezastru. Adevărul dă pacea, adevărul dă liniștea. Există o campanie de minciună, de dezinformare, care pornește de la diavolul pentru că el este tatăl minciunii. Domnul Iisus însă spune că în biserică el a dat pe unii să fie slujitori ai bisericii pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru ca să ajungem toți la unirea cunoașterii și credinței în Domnul Iisus. Observați că și în Efeseni credința și cunoașterea merg împreună, așa cum și Domnul Iisus a pus în discursul acesta din camera de sus credința și cunoașterea împreună. Adevărul poate fi cunoscut și ne este revelat în Domnul Iisus. Domnul Iisus este adevărul. Și apoi Domnul Iisus spune despre sine: Eu sunt viața. Nu este indiferent dacă crezi adevărul sau dacă crezi o minciună. Nu-i așa? Minciuna duce la moarte, numai adevărul dă viața. Domnul Iisus este Cel care dă existență tuturor. În El avem ființa și mișcarea și toate lucrurile. Prin El toate lucrurile au fost făcute și stau în existență. Și în El avem existența aceasta fizică, dar știm că simpla existență fizică este de fapt moarte. Noi eram toți morți în greșelile și în păcatele noastre, deși avem existență fizică. Domnul Iisus însă a venit ca să ne dea viața, să dea viață din belșug.
Haideți să deschidem la Efeseni, la capitolul 2 și am să citesc câteva versete care arată moartea în care eram și viața pe care ne-a dus-o Domnul Iisus. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Domnul Iisus este calea, adevărul și viața. S-a despărțit de ei din camera de sus cu multe alte cuvinte. Le-a spus printre altele, acum întristarea v-a cuprins inima. Le-a mai spus că vor avea necazuri în lume. Și le-a mai spus că El a biruit lumea. Seara aceasta stăm din nou la masă cu Domnul Iisus. Și nu știu cât de tulburată este inima fiecăruia dintre dumneavoastră. Și dacă aveți pace, ce vă dă pacea aceasta? Domnul Iisus ne spune să stăm liniștiți înaintea Lui, la masa Lui, împreună cu El, bazându-ne pe credința în El. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Haideți să ne apropiem cu credință și în seara aceasta, cu inima plină de pacea Domnului Iisus, care izvorăște din credința în El și din cunoașterea Lui. Amin. Ridicați în picioare să dăm laudă Domnului cu o cântare. Cântarea 1568, cântarea 1568, O ce tristă zi când sus pe calvar, este cântarea O to see the dawn. O ce tristă zi când sus pe calvar, Iisus răbda chinul amar. Omul păcătos l-a crucificat pe cel fără de păcat. Crucea Thank you.
seara memorabilă când stăm la masa Domnului, cam exact în aceleași condiții în care Domnul a stat cu ucenicii săi. Era o joi seara când evreii au mâncat Paștele în anul acela. Și în anul ăsta evreii mănâncă Paștele chiar în seara aceasta. Vreau să ne apropiem de masa Domnului și să ne apropiem cu reverență și cu atenția care se cuvine. Apostolul Pavel spune așa: am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să auzi aceste cuvinte, pâinea asta, care o frângem acum, reprezintă trupul meu care se dă pentru voi, spre iertarea păcatelor voastre. Să auzi din gura Fiului Dumnezeu asigurarea că ai iertate păcatele. Și spune: luați, mâncați. Cu câteva zile înainte le spusese: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Și iudeii s-au scandalizat: ce înseamnă această mâncare sau a bea sângele lui? Nu s-a referit la simpla participare la cină, ci s-a referit la actul de credință prin care acceptăm jertfa lui pentru viața noastră. Și e trist că în seara aceea a fost acolo și unul care a participat la niște ritualuri, dar n-a participat la legământ. A fost spălat pe picioare, dar n-a fost îmbăiat cu ființa întreagă despre care vorbește Domnul Iisus. Cine s-a îmbăiat odată, nu mai are nevoie de o altă spălare. E vorba de spălarea nașterii din nou. Și mă gândesc că probabil între noi sunt oameni care vin și participă, dar care nu cunosc încă această spălare a nașterii din nou. Și dacă n-ai viața noită prin credința în Domnul Iisus Hristos, și dacă n-ai siguranță iertării, în seara aceasta apucă și tu viața, spunându-i Domnul Iisus Hristos că te încrezi în El și în jertfa Lui. Și dacă frații diaconi să vină în față, să ne apropiem și noi de această masă deosebită. Pâinea, trupul Domnului Iisus Hristos, dat pentru noi și pentru păcatele noastre. Pâinea care dă viață lumii, care dacă cineva o mănâncă, nu va flămânzi niciodată, este Domnul Iisus Hristos. Se cuvine să mulțumim și noi lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus, pentru jertfa Lui, pentru trupul Lui care este într-adevăr o hrană minunată. Fratele Eremia ne conduce în rugăciune de mulțumire pentru pâine. Tatăl nostru iubit din ceruri, stăm în fața sfințeniei sale, tale în seara aceasta, ne închinăm și îți mulțumim pentru sănătatea care ne-ai dat-o să putem să fim împreună în seara aceasta la sărbătoarea aceasta minunată. Da. Mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos care și-a dat trupul ca jertfă pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Te rugăm să ne sfințești în Duhul nostru și în inima noastră. Amin. Te rugăm să ne învrednicești să ne apropiem de masa Ta. Te rugăm. Dă-ne putere de iertare unii pe alții, Doamne. Ajută-ne ca să putem să credem lucrurile care le-am auzit de atâția ani și le cunoaștem și să le trăim în fiecare zi. Da, da. Binecuvintează trupul bisericii Tale din locul acesta și să ne apropiem cu încredere de Tine. Știm că ne iubești, Doamne, ajută-ne și pe noi să Te iubim până la capătul vieții și să Te ascultăm, Doamne, și să împlinim voia Ta și bunătatea Ta care s-a revărsat peste noi de-a lungul anilor. Vrem să se reverse în continuare și peste generația tânără care Amin. Vine în locul rugăm, nostru. Doamne. Binecuvintează-ne în sensul acesta și cu bucurie vrem să ne apropiem de masa Ta și să fim și în împărăția Ta împreună cu toți sfinții Tăi de-a lungul veacurilor. Amin. Amin. Cupăm locurile. Și în tăcere fiecare
ne apropiem de Domnul. El a spus, trebuie să îndeplinim două condiții pentru participare. Să avem trupul îmbăiat, spălarea nașterii din nou. Și să avem picioarele spălate, adică să ne mărturisim acum stările nepotrivite. Și El a spus, sunteți datori să vă faceți lucrul acesta unii altora, adică dacă ne-am greșit unii altora să ne iertăm, să ne curățim de orice întinăciune. Ne ridicăm. Cu convingerea care ne dă cuvântul, care spune, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegire. Să urmăm îndemnul Domnului Iisus, luați mâncați, a spus El.
Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Desigur că ucenicii au citit atâtea ori paragraful din Ieremia, capitolul 31, unde se vorbește despre promisiunea pe care Dumnezeu o face: voi încheia un legământ nou cu voi. Și când Domnul Iisus a spus, acesta e legământul nou, inimile ucenicilor au tresărit. Este un legământ pe care Domnul l-a făcut cu noi toți care am acceptat să credem în el. Este un legământ care Biblia spune că nu se poate rupe. Un legământ care ne asigură că într-o zi îl vom vedea și ne vom bucura cu el în împărăția lui. Un legământ care a fost verificat imediat după încheiere. Știți cum a fost verificat? În aceeași noapte, cei care l-au încheiat s-au lepădat de Domnul. Dar tot partea legământului au rămas. Slavă lui Dumnezeu! Cei care au jertfa Domnului Iisus Hristos, indiferent ce se întâmplă cu ei, sunt al lui pentru veșnicie. Pentru noi el se roagă: Petre, m-am rugat ca să-mi să piardă credința ta. Pentru noi mijlocește. Și pe noi ne asigură că pe baza acestui legământ, într-o zi vom sta în împărăția lui, la masa lui. Cu această bucurie să ne apropiem acum de pahar, sângele legământului. Și pentru pahar să mulțumească fratele Dan Țuțuian. Doamne Tată, venim în această seară să-ți mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Da, da. Îți mulțumim pentru sângele vărsat, Doamne. A fost vărsat pentru păcatele noastre. Te rugăm, Doamne, să ne faci să înțelegem acest lucru. Da. Să încercăm să-l trăim. Te rugăm să ne mărești credința, Doamne. Amin. Te rugăm pentru cei din familia noastră care nu te cunosc pe tine, Doamne. Ajută, Doamne, să se pocăiască. Amin. Te rugăm, Doamne, pentru biserica din locul acesta, biserica ta, Doamne. Ajută-ne să facem lucrarea ta. Amin. Fie ca tot ceea ce facem să fie spre slava numelui tău. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Și Biblia ne îndeamnă să cântăm în inimile noastre cu mulțumire lui Dumnezeu. Avem motive să cântăm, să ne bucurăm, pentru că Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ne-a făcut parte prin jertfa Lui de o mântuire așa de mare. Și pentru faptul că, prin credință, am intrat și noi în această stare de har.
Apostolul Pavel contrastează paharul Domnului cu paharul dracilor. Există și un pahar al dracilor? Zile trecute citeam informație și pe toate aparențele este adevărată. Fiecare an, marii conducători ai lunii se adună undeva în California, la un ranch de sute de hectare, care nimeni nu are acces decât ei. Și acolo se închină lui Moloch. Și am zis, ce binecuvântați suntem noi că-L cunoaștem. Și câtă pace putem să avem în lumea aceasta care, cum spunea fratele Ovidiu, se prăbușește în neant și în întunecime și în judecata lui Dumnezeu. Paharul binecuvântat, bestos din El a spus Domnul Iisus. Cum să ne unim glasurile într-un imn de laudă la adresa Mântuitorului nostru.
Vă invităm și mâine seara să participați din nou la un serviciu de mulțumire și de recunoștință la orele 7. Este Vinerea Mare și cred că fiecare din noi putem să ne rupem din timpul nostru și să medităm în această zi mare la suferințele mari ale Domnului în folosul nostru. Pentru noi nu mai rămâne nicio jertfă de adus, ci doar jertfa de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 13, versetul 15. Această jertfă de laudă dorim să aducem și mâine. Și acum să încheiem seara prin rugăciunea fratelui Nelu Ciupuligă. Doamne Dumnezeul nostru, suntem plini de mulțumire în această seară, pentru că suntem printre privilegiații Tăi, Doamne, printre cei care, fără să merităm, Doamne, ne-ai ales din lumea aceasta, Doamne, și prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos ne-ai dus la mântuire, Doamne. Slăvit să fie numele Tău pentru lucrul acesta. Doamne, suntem înaintea Ta în această seară să-Ți mulțumim încă o dată, Doamne, pentru jertfa Ta măreață care ai făcut-o în locul nostru, Doamne. Mulțumim, Doamne, pentru trupul Tău, pentru sângele Tău care a curs, Doamne, pentru vina păcatului nostru. Mulțumim, Doamne, pentru că jertfa Ta a fost suficientă și face, Doamne, mântuirea noastră completă. Te rog, Doamne, viața aceasta pe care ne-ai dat-o pe pământ, Doamne, să ne ajut să o trăim în sfințenie, Doamne. Da. Te rog să ne păzești de păcat, Doamne. Amin. Te rog să ne păzești de orice lucru care ar putea să ne ducă la păcat, Doamne. Amin. Te rog să ne ajuți, Doamne, să trăim dedicați pentru slava numelui Tău, Doamne. Ajută-ne pe fiecare în neputințele noastre, Doamne, în această dedicare, Doamne, în această slujire la care ne-ai chemat, Doamne. Te rog să ai milă de fiecare dintre noi, Doamne. Te rog să ne ajuți ca și mâine seară să putem fi din nou în casa Ta, Doamne. Să ne putem bucura aici de Tine, Doamne, și de jertfa Ta măreață care ai făcut-o în mijlocul nostru, Doamne, în locul nostru. Te rog, Doamne, să binecuvintezi întreaga biserică în continuare, să ne ajuți în toate să împlinim voia Ta și harul Domnului Iisus Hristos, iubirea Tatălui și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin. Amin. Te binecuvântare.